Matei Catrinoiu este alături de noi și de dumneavoastră în această emisiune. Vom vorbi despre declinul economic. E oare sau nu? Vom vedea în această emisiune. Și asta pentru că Oltenia a fost declarată de curând ca fiind într-o continuă creștere economică. Este oare adevărat sau sunt doar cifre, având în vedere viața socială pe care o duce românul de aici, din Oltenia? Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Ceea ce unii oameni încearcă să spună, o fac din dorința de a acoperi tot ceea ce în toată perioada asta de 25 de ani a fost făcut împotriva Gorjului și împotriva gorjenilor. Cum se poate spune așa ceva, că avem o creștere economică, atâta timp cât din Gorj s-au dărâmat toate întreprinderile? Mai mult decât atât, nu numai că s-au dărâmat și au dispărut din Gorj, și arăt faptul că acest combinat minier al Olteniei, care era speranța gorjenilor, și acesta este într-o stare fără de ieșire. Vreau să spun acest lucru și în calitatea mea de expert în domeniul termoenergetic, un om care cunoaște foarte bine tot ceea ce se întâmplă în sistemul energetic, în special din Gorj. Comisia Națională de Prognoză a dat și o cifră. Creșterea acestor parametri socioeconomici se ridică undeva la 3,6%. Eu întreb asta în ce context, având în vedere că 2015 a debutat cu stângul în economie, și asta pentru că la nivel de Oltenia, și vorbesc aici de Vâlcea, de Gorj, de Mehedinți, iată, în Mehedinți se închide cel mai mare colos industrial, aproape că nu li se mai dau oamenilor salariile din urmă, sub pretextul că nu se mai poate și intră în șomaj, cel puțin așa se vehicula, vom vedea ce mai fi. Aici, în Gorj, cum spuneți dumneavoastră, complexul minier, pentru că Gorjul este un județ al mineritului, este și el în deplin declin, având în vedere ce se întâmplă. Mai mult decât atât, firmele în 2013, peste 1200 de firme, erau în procese de lichidare. Și atunci, asta vă întreb, sunteți o voce în Comisia de Dialog Social, sunteți membru al unui partid politic, sunteți și lichidator până la urmă, iată, firmele vin la dumneavoastră, acelea care nu se mai regăsesc pe o linie de plutire, și atunci unde și în ce se vede acești parametri socioeconomici ca indici? Dacă ar fi să facem o referire privind o creștere economică, s-ar putea vorbi doar de aceea, privind consumul sau producerea de energie electrică pe cărbune, unde noi stăm foarte bine, având în vedere faptul că în perioada de vară a fost foarte mare secetă, hidrocentralele, inclusiv termonucleara, nu și-au putut să permite să producă la capacitate. Și atunci, probabil ar fi, să zic așa, o dâră de creștere tot din punctul de vedere al mineritului, pentru că, de fapt, Gorjul nu mai are alte întreprinderi să dea o producție care să zică, domnule, a fost o creștere economică, așa cum se întâmplă cu Dacia Pitești. Deci aceste lucruri, sau prin aceste lucruri, se încearcă, de fapt, o ridicare în slăvii a regiunii românului. Așa, pentru că, într-adevăr, premierul a fost dat de Gorj și atunci hai să facem niște lucruri sau niște eforturi de a transmite publicului larg faptul că există o creștere economică.
Ați raportat la primul ministru, aș vrea să vă spun că și anul trecut Oltenia era invers, era din cele 8 zone ale țării, cumva la limita inferioară, deci spre în jos, nu spre în sus. Haideți să privim lucrurile din punct de vedere politic. Anul următor este un an al alegerilor și atunci cum poți să ridici stacheta atâta timp cât chiar din zona unde care a dat primul ministru, da, nu spui că, domnule, uite ce creștere economică, în special pe regiunea Oltenia. Nu este adevărat. Este păcat că se aruncă cu praf în ochii românilor, păcat că acești oameni nu se gândesc la viața de zi cu zi a celor care trudesc. Cum poți să vorbești de o creștere economică când oamenii nu au avut nici măcar apă de băut? Da? Au fost zone din Gorj, am să dau exemplu, chiar comuna Bălești, unde s-a creat apă cu cisternele pentru ca să întrețină populația și pentru animale. Deși aș vrea să atrag atenția tuturor acelor care coordonează acest județ, că n-au știut să facă ceea ce trebuia făcut, în special pentru ca niciodată Gorjul să nu mai sufere de apă. Cea mai bună apă este preluată de către județul Dolj, iar gorjenii ia din Șușița sau din altă parte. Nu se poate așa ceva. Este foarte grav și nu au știut să-și impună un punct de vedere, să facă o investiție în acest sens pentru a gorjenii să aibă cea mai bună apă, pentru că pe teritoriul Gorjului este această apă. Pentru că media, în general, stimați telespectatori, este cea care încearcă să pună în echilibru. Iată că ne-am ales ca subiect această creștere economică prognozată pentru Oltenia, dar în același timp, încercând ca un redactor oarecare să-mi fac temele, m-am uitat puțin și pe site-ul de la șomaj. Arată cam așa. În 2014, în aprilie, erau 10.446 de șomeri. Iar tot în aprilie, dar 2015, numărul este la 11.768, deci este în creștere. La femei 4.508, iar mai târziu, în 2015, adică în aprilie, acum 5.157. Iată că absolut totul, până și locurile vacante, 194 în aprilie 2014, 155 acum. Deci totul ne indică nu o creștere, ci o descreștere în ceea ce privește mediul social, adică ceea ce ne privește pe noi. Se încearcă o stimulare a idei de creștere economică pentru a se pune o piatră de moară de gâtul oricărei guvernări va veni din 2016. Pentru că observ tendințele de creștere și nu am nimic împotrivă a unor creșteri salariale, dar toate acestea să aibă o bază de susținere, toate acestea să fie sustenabile pentru ca să nu se mai întâmple ceea ce s-a întâmplat în 2010. Pentru că, vedeți dumneavoastră, promiți românilor, observați că s-a bâșbuit până acum, că le dăm, că nu le dăm, că ar fi, că nu ar fi și, de fapt, se aruncă în luptă această piatră de moară care oricum sau să zic așa, acel cartof încins pentru ca oricine va pune mâna pe el să se ardă și să o dea chix. Când vorbim despre economie, iată, raportăm la industrie, pentru că ea susține puterea economică a unui județ. Mehedințiu, Dolj, Vâlcea, că și Olghim Râmnicu Vâlcea a avut și cu el problemele lui, deci vorbim de Mari Coloș ai Olteniei.
am văzut cum stau lucrurile. Totuși, când vorbim de economie, mai raportăm și la alte obiective. Despre lemn, despre păduri și din nou aduc în discuție acest aspect, pentru că munții României chelesc. Nu-mi place să spun lucrul acesta, dar se vede. Pe rețelele de socializare se încearcă o propagandă pentru împădurire, dar cine o face? Voluntarii sau ONG-uri care încă mai au cult pentru viața noastră viitoare, că până la urmă în asta constă. Aș vrea să vă spun că nimeni din lumea asta, în afară de România, nu își dă cel mai de preț lucru, aurul verde, respectiv pădurea. Da, foarte multe țări, în loc să-și exploateze pădurile lor, vin și ia pădurile la ras ale amărâților de români, da? În loc ca românii, care au avut combinate de cea mai înaltă clasă, care puteau fi retehnologizate, da? Băgai și vindeai mobilă, vindeai produse, și nu la modul în care se face acum. De fapt, sunt la ora actuală mii de procese, poate zeci de mii de procese, privind modul în care pădurile acestei țări au fost date oricui altcuiva și nu românului. Eu sunt de acord, românilor. Eu sunt de acord că s-a dat aurul romilor, da? Păi dă-i, domnule, și românului pădurea care a aparținut, dă-i și românului terenurile care i-au aparținut, pentru ca el să-și folosească așa cum se folosea altădată, pentru că românul nu știa, nimeni nu știa lemnele cele bune din pădure. Uscăturile și astea le foloseau ca lemne de foc. Ați văzut cazul femeii din Mehedinți care pentru o căruță de lemne va face pușcărie? Ați auzit informația? A fost difuzată pe toate canalele. Femeia aia nu face parte din grupul băieților deștepți. E normal. Care la ora actuală dețin. Păi, gândiți-vă și dumneavoastră și toți telespectatorii să gândească că unii au făcut sau vor face pușcărie pentru că la un moment dat se vehicula ideea de zeci de mii de hectare care trebuiau date șpagă pentru ca cei care le luau pădurile respective să intre în proprietatea lor. Ei, ori acest lucru, vreau să vă spun că din păcate s-a întâmplat și la Gorj. Eu aștept cu nerăbdare să se întâmple ceva și în Gorj vis-a-vis de aceste păduri, vis-a-vis de terenuri, pentru că este inadmisibil să calci pe destinele oamenilor, să-ți bagi joc de oameni, să le dai pământurile lor, pentru care unii străbunii și-au pierdut viața, au udat cu sânge brazdele de teren, iar acum se văd în imposibilitatea de a-și recupera terenurile și pădurile. Vreau să vă întreb dacă suntem o generație care nu știm să moștenim, care nu știm să prețuim ce ni s-a lăsat, pentru că fiecare, de la părinte, de la bunic, așa cum spuneți noastră, un petec de pământ, un hectar de teren, o pădure, a moștenit. Am să-mi permit să adresez tuturor gorjenilor care au o bucățică de pământ. Nu este momentul ca aceste terenuri să fie înstrăinate. Valoarea pământului este inestimabilă. Pământul nu-și cere nimic. Lasă-l acolo, chiar dacă nu-l poți munci, chiar dacă ai plătit vreo amendă din cauza aceasta, până acum nu a fost cazul, da? Păstrează-ți pământul, pentru că dacă oamenii s-ar gândi și ar vedea ce fac nemții, austriecii sau oricare alt popor din Europa, da? Acești oameni abia apucă weekendul să meargă pe lângă bucățelele de teren pe care le au, foarte mici în comparație cu ce au o parte din români. Acolo, da. Și dacă rupi o panseluță, e amendă. Dar din păcate, băieții deștepți au luat pământurile cu japca ale românilor. Există situații în care
Se pare că cam de două ori și jumătate au fost date terenuri, da? S-au revendicate terenuri față de cât cuprinde România. Aș vrea să ne raportăm acum, pentru că a și trecut o jumătate din emisiunea noastră, ce repede trece timpul cu dumneavoastră, să ne raportăm un pic la firme și la viața economică de zi cu zi a privatizațiilor, a oamenilor care au vrut să-și facă o afacere mică din care să poată trăi, să-și poată duce copilul la școală, că nu mai vorbim de îmbogățiri așa fabuloase de peste noapte, că nu oricine și le-a permis. Am văzut de altfel ce s-a întâmplat și din îmbogățirile astea peste noapte sau după 3-4 ani. Ce le spuneți? Dumneavoastră sunteți în măsura în care puteți să le dați câteva sfaturi. Ne spuneți mereu, de câte ori veniți la noi la emisiune, că mai multe firme renunță în a-și mai continua activitatea și tot mai puține se înființează. Ce se întâmplă cu România și cu oamenii de afaceri ai ei? La noi democrația s-a înțeles greșit. Cei care își văd de treaba lor, oamenii cinstiți, oamenii corecți, care și-au deschis o afacere, nu au avut loc de mari granguri care, pe mână cu oamenii din sistem, au reușit și reușesc în continuare să prăduiască statul cu zeci de miliarde, fără a da un leu la stat. Ei, aceștia sunt foarte greu de atins și atunci statul se îndreaptă împotriva celor amărâți. Nu am văzut niciodată, sau chiar dacă am văzut rare ori când nu s-au înțeles la preț, abia atunci cei care fac controle și astea la firmele astea mari, abia atunci, probabil, au mai dat câte unul jos. Sau el a avut grijă ca prin metoda suveică să treacă, să-și treacă avuția dintr-o societate într-alta, ca nimeni să nu-i atingă niciodată. În momentul în care a avut cineva curajul să se ia de vreuna în aceste societăți, a avut de-a face cu o serie de indivizi din sistemul de coordonare economico-financiară, fapt care le-a îngreunat situația, i-a făcut pe cei mici să își blesteme ziua în care s-au apucat să facă o amărâtă de afacere. Pentru aceasta, consider... Va mai dura mult? Pe mine asta mă interesează. Pentru aceasta, eu consider că cei care se află la pupitru trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că peste 100.000 de firme din țară, în perioada lor de guvernare, au depus armele, au fost desființate. Acolo era milionul de locuri de muncă pe care ei l-au promis atunci când au trecut la pupitru guvernării. În acest sens, le-aș spune, dacă vor să audă, să înțeleagă că dacă ar mări pragul de intrare în insolvență, adică la 40.000, la 200.000, da? Dacă ar găsi soluții de sprijinire a acestor mici întreprinzători, ar face din țara asta, așa cum ar fi firesc și normal, altceva. Pentru că probabil nu s-ar mai executa case și ar rămâne românul da. În stradă. Ori, am spus, e vorba de peste 100.000 de firme, acest lucru a atras peste 1.000.000 de șomeri. Gândiți-vă că statul pierde enorm de mult, pentru că ăsta, 1.000.000 de șomeri, trebuie plătit șomajul, da? Iar încasările care le-ar fi avut de la amărâtele acestea de firme ar fi fost cu totul altceva. Nu mai avem decât câteva minute, mi se comunică un caz, că spuneți-mi, vă rog, cu acest cod fiscal scurt și la obiect, ce se întâmplă? Oamenii l-așteaptă de mult. Acest cod fiscal era o cacea alma, bine ticluită, bine garnisită, fiind un cuțit cu două tăișuri, pe care
l-a remarcat oamenii care mai știu cartea și bineînțeles că se poartă discuții destul de aprinse la nivelul partidelor politice. Eu cred că a sosit momentul ca să aibă înțelepciunea că nu putem să ajungem precum Grecia, pentru că această minunată țară a fost prea greu încercată și nu trebuie supusă în continuare acestor băieți deștepți care știu să manipuleze pentru ei și în folosul lor fiecare bănuț din țara asta. Domnul Matei Catrinu, eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi și de telespectatorii noștri. Niciodată nu ne ajunge timpul, dar vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, și sperăm că am mai pus așa în lumină câteva detalii care ne privește pe toți. Viața noastră de zi cu zi. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bună seara și toate cele bune!